Bună seara, bună seara, suntem aici cu trupa nouă, în primul și în primul rând. Salut, Lucian, voce. Salut, sunt eu, voce. Așa. Prima întrebare, din cine e formată trupa nouă? Păi suntem 7 membri, Lucian, voce și chitară. Așa. Așa. Numai 7 membri, da. Lucian, voce și chitară, eu la voce, Marius Aluncărițe la chitară, tobe Alin Stanciu, bas Alexandru Teișanu, clapă Daniel Bălan. Teișanu, Alexandru Teișanu cântă și în altă trupă. Da, 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 exact, mai are cântă o trupă. Cântă în Toy Machines din Suceava. Și eu cânt în Rava, de exemplu, și Alin de la tobe cântă în Pegas, de exemplu, trupă de tradiție. Așa, și mai e. Așa. Și mai la sax. Este la saxofon George Lupașcu. Și când ați început să cântați în această formulă? Din 2012, din noiembrie, practic. Au fost mici schimbări de formulă, dar cam ăștia suntem de la începutul mișcării. Adică avem vreo jumătate de ani de când cântăm constant și foarte mult, să zic, în Suceava. Săptămânal. Săptămânal, da. Mai exact. Aveți ceva albume scoase? Nu, pentru că în primul rând cântăm cover-uri deocamdată. Deci suntem trupă de party, să zic așa. Cântăm cover-uri în principal, dar ne propunem să facem și piese proprii. Cine știe, albumul, sigur, e o chestie destul de îndepărtată. Știi tu, în ziua de azi nu mai contează așa de mult albumul, cât să ai o piesă, de exemplu, care să fie foarte ok și te știe deja lumea. Albumul e o chestie demodată. Am observat la anumite trupe, cover-urile sunt mult mai bune decât piesa în sine. Ce piesă e favorită? O cântați cu foarte, foarte mult drag. Simply the best pentru Teo, dar sunt foarte multe. Avem un repertoriu de, cred, spre 100 de piese. Și de asta îți dai seama, din 100 fiecare are multe preferințe. Îți îi place foarte mult Simply the Best, e o piesă și ție? Mie cred că îmi place Narcotic de la Liquido. Da. Aia îmi place și mie. Așa. Păi în seara asta o să o simțim împreună. Planuri de viitor pentru trupa nouă? Cântări cât mai multe, asta e în primul rând. Cum îți spuneam, noi suntem o trupă care e rezident într-un local din Suceava și am cântat acolo cel mai mult, să zic așa, dar așteptăm cu nerăbdare propuneri și să mergem în cât mai multe locuri. Iată, am ajuns și la Rădăuți. Ne bucurăm foarte mult, îi dăm înainte unde se poate și cât de mult. Important e să cântăm, să audă lumea de noi și să se bucure lumea de ceea ce facem. În viața de zi cu zi, în timpul zilei, unde lucrați? Interesant întrebarea. Unde lucrați? Trebuie să fim toți aici. Da, exact. Ia spune-te-o. Hai, începe tu. Ok, eu sunt medic stomatolog. Și, cum spuneam, mai am și o altă trupă în care cânt piese proprii la Iași. Teo. Eu sunt cosmetician. Da, ești conservatoristă, sunt de fapt. Conservatorist, avem trei oameni care au făcut conservatorul în trupă, deci sunt muzicieni cu adevărat. Eu, de exemplu, nu. Am terminat clasic, dar aici nu are o atât de mare importanță cine a făcut studii și cine nu. Da, e vorba de feeling până la urmă, știi? Dacă ne înțelegem și sună bine trupa, unii au studii, unii nu. Lucrează în magazine de muzică, 2-3 dintre ei. Alții studenți. Da, exact. 7 oameni, îți dai seama că suntem foarte colorați. E un mozaic foarte, foarte colorat și e interesant că ne-am putut aduna și înțelege în 7. În cele din urmă. În cele din urmă, da. Sunt anumite genuri pe care vă axați, anumite genuri muzicale care le promovați, anumite piese care le promovați. Cred că putem să împărțim în două, să zic așa, paleta coloristică a trupei. Sunt piesele care sunt pe stilul Teodorei și piesele care sunt pe stilul meu. Evident, după cum se vede și după cum probabil se simte, cânt mai multe piese rock. Și eu mai mult spre pop rock, jazz, cam pe partea asta. Îți spun că asta e muzica care o asculti tu în timpul liber. Și nu numai, ascult mai multe genuri de muzică, dar ce îmi place să cânt e total diferit de ce. Da, să știi că nu multă lume cântă ceea ce ascultă acasă, da. Dar asta e foarte bine, pentru că te-ai plictisit să și asculți, să și cânți aceleași lucruri. Asculți ceva, cânți altceva, îți colorezi viața muzicală dacă ești artist cu adevărat. Ce ține trupa nouă legată? Ce vă face să cântați seară de seară, vorba vine? Ce vă face să organizați concert? În fiecare săptămână, asta era întrebarea, și mai ales să vibrăm împreună, pentru că avem concerte în fiecare săptămână, trebuie să facem cel puțin 2-3 repetiții înainte de concertele alea, deci în fiecare săptămână ne vedem de 4 ori
cel puțin, și asta înseamnă că e pasiunea pentru muzică, nu poate să fie altceva. Toată lumea are servicii, are o grămadă de alte lucruri de făcut, dar totuși ne răpim timpul ăla să ne întâlnim, să fim împreună și să cântăm, pentru că ne place să cântăm și asta e ceea ce ține orice trupă împreună, cred eu, în primul rând. Ați spus de fani, nu ați scăzut niciodată sub... 100 de oameni, da. 100 de oameni într-o seară de joi, timp de 4-5 luni cât cântăm în același local. Adică e un public constant, un public, care gustă, da, astfel de spectacole și care știe că are în fiecare joi ceva de făcut dacă vrea să iasă de acasă și să ne întâlnim. Suntem trupa nouă și ne vedeți pe TV Rădăuți. They walked away, they're dressed in black, they're at my side, and all I see.